Lupta pentru păstrarea la Romana mașinii tip Smurd cu echipaj medical de terapie intensivă este pe viață și pe moarte și se desfășoară atât la vedere cât și pe ușa din dos. Cert este că la ultima conferință de presă care a avut loc la Spitalul de Urgență din Roman ne-a fost prezentată o statistică a cazurilor rezolvate de această ambulanță. În toată această perioadă în care s-a decis retragerea ambulanței Smurd cu sistem de terapie intensivă mobilă, s-au înaintat Comisiei Interministeriale de Gestionare a Situațiilor de Urgență mai multe memorii, în care s-a dovedit necesitatea funcționării acestui echipaj la Roman. Tip de intervenție: intoxicații, număr de misiuni executate 20, afecțiuni cardiace 61, traumatisme 58, arsuri 4, bolnav cu stop cardiorespirator resuscitat 28, diverse afecțiuni medicale 84, diverse afecțiuni neurologice și psihiatrice 66, bolnavi cu stop cardiorespirator neresuscitat 25, bolnav găsit decedat 5, transport interclinic medicalizat 4, accidente rutiere 52, descarcerare 4, asigurare supraveghere zonă 1. În total au fost 412 misiuni executate, dintre care 383 adulți, 28 copii. Primul memoriu a fost adresat Comisiei Interministeriale încă de anul trecut, din luna septembrie, din care rezultă numărul mare de cazuri la care s-a intervenit cu echipajul medical de terapie mobilă intensivă. Au fost 163 de solicitări deosebit de grave, după cum urmează 5 coame de gradul 1, 2 sau 3, 49 de accidente rutiere și căderi de la înălțime, 22 de persoane aflate în stop cardiorespirator, din care 5 resuscitate, 3 arsuri grave cu șoc combustional sau arsuri de căi aeriene, la care intervenția imediată cu intubație precoce este salvatoare, 8 cazuri de infarct miocardic acut, 70 de cazuri din alte categorii, ca de exemplu hemoragii digestive superioare, accidente vasculare ischemice, accidente vasculare hemoragice, șoc anafilactic, șoc cardiogen, aneurism de aortă, intoxicații, tromboembolism pulmonar. Jumătate din cazurile la care s-a intervenit au fost salvate prin intervenția echipajului mobil de terapie intensivă. Peste jumătate din persoanele cărora li s-a acordat asistență de urgență trăiesc pentru că s-a intervenit corect și în timp util. Deși mai există o ambulanță de tip C în județ, în Piatra Neamț, aceasta este la 49 de kilometri distanță, astfel că este la o distanță prea mare pentru a asigura în timp util sosirea la locul producerii accidentului sau la locul urgenței. Mai mult decât atât, am spus că în CPU sunt încadrați 7 medici de medicină de urgență, dintre care 2 medici rezidenți anul 4, ceea ce înseamnă că personalul era înalt calificat pentru a acorda acest lucru. Colonelul Ioan Nițică ne-a declarat că se fac încă demersuri pentru găsirea de soluții legale de păstrarea mașinii Smurd la Roman, dar că deocamdată nu există aprobarea de la București ca această mașină să funcționeze în municipiu, ținând cont că legea prevede ca doar unitățile de primiri urgențe de la spitalele județene să fie dotate cu mașină Smurd, chiar dacă cele două spitale au același grad de calificare, respectiv gradul 3. Ați punctat foarte bine înființarea acestui echipaj de terapie intensivă mobilă la Roman. Echipaj Smurd s-a făcut la inițiativa Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru Dava al județului Neamț, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, cu sprijinul medicilor atât de inimoși de la Spitalul Municipal de Urgență Roman și de asemenea cu sprijinul primăriei municipiului Roman. În momentul de față se fac demersuri administrative pentru suplimentarea liniei de gardă la unitatea de primiri urgențe de pe lângă Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, astfel încât acest echipaj să poată funcționa în coordonarea unității de primiri urgențe de pe lângă Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț la Roman. Demersurile s-au făcut, urmează să apară și rezultatele, aprobările necesare și atunci se va relua activitatea acestui echipaj Smurd de terapie intensivă mobilă.
Cert este că pe o legislație proastă discriminatorie, care împarte cetățenii în două, adică cetățeni de categoria 1, care trăiesc în capitalele de județ, și de categoria a doua, cetățenii de la periferie, mașina smurtă de terapie intensivă mobilă a fost retrasă la Piatra Neamț, în garajul ISU, fiind acum folosită la eventualele intervenții de cod roșu, în timp ce aceasta era, după cum s-a demonstrat scriptic, utilă la Roman, unde deservește peste o treime din populația județului. Încă o dată se dovedește valabilitatea moralei fabulei lui Grigore Alexandrescu, câinele și cățelul, se vrea egalitate, dar nu între dulăii de la Piatra Neamț și căței de la Roman. În loc să se ceară o intervenție guvernamentală sau parlamentară pentru modificarea unei legi discriminatorii, se preferă subterfugii și aranjamentele în spatele ușilor închise. Încă o mostră de faptul că avem parlamentari degeaba incapabili să legifereze just o chestiune ca aceasta care face diferența între viață și moarte, adică oferă șanse de viață mai mari celor din capitalele de județ, în timp ce pacienții din alte localități pot să moară liniștiți că la intervenție le este trimis o ambulanță numai bună de casat, ca cele existente în stația de la Roman.